Rulada extrem de apetisantă cu foi de clătite și cremă de trandafiri. Trebuie neapărat să o încercați. Inițial am început cu foile de clătite și am cernut 150 de grame de făină, 20 de grame de cacao și am pus deoparte. Apoi într-un bol încăpător avem nevoie de 4 ouă, un praf de sare, 50 de grame de zahăr. Amestecăm totul foarte bine. Vă invit și pe canalul meu de YouTube Ionela Kitchen Am mai adăugat 50 de grame de unt topit. L-am incorporat foarte bine și pe acesta, apoi am adăugat făina și cacao. Să-mi scrieți în comentarii dacă vă place această ruladă și aștept pozele și rezultatul vostru. După ce am incorporat foarte bine și făina, am mai adăugat 400 de ml de lapte. Am omogenizat totul. Iar în final am adăugat o esență de vanilie. Și am strecurat compoziția pentru a nu avea cocoloașe. Și uitați ce fină este. Am uns foarte bine o tigaie cu unt. Eu am folosit o tigaie pătrată, puteți folosi și una rotundă și am copt toate clătitele la foc mediu pe o parte și pe alta. Și am obținut niște clătite extrem de fragede, delicioase și cu un gust intens de cacao. După ce le-am terminat de copt, le-am pus la răcit și am preparat crema. Crema este extrem de fină și delicioasă, este din trandafir și avem nevoie doar de 3 ingrediente. Astăzi, într-un magazin de dulciuri care se numește Odistor, am găsit această dulceață din trandafiri. Pe borcan scrie sirop de trandafiri, dar arată exact ca dulceață. Și într-un vas am pus 3 linguri din dulceață de trandafiri și am lăsat-o deoparte. Apoi, într-un bol de sticlă avem nevoie de 250 ml de frișcă lichidă rece, 250 grame de mascarpone rece, și le-am mixat timp de 2 minute. Eu am folosit frișcă vegetală. Voi puteți folosi și frișcă din smântână proaspătă. Vă rog să-mi spuneți în comentarii voi cum preparați crema de trandafiri. După 2 minute de mixat am obținut această consistență. Apoi am adăugat cele 3 linguri de dulceață de trandafiri. Sau puteți adăuga oricare dulceață vă place. Vă invit și pe canalul meu de YouTube, Ionela Schice, vă mulțumesc! Și am mai mixat încă un minut la viteză maximă și am adăugat și un pic de colorant alimentar roz. Colorantul este doar opțional. Și în 3 minute și cu doar 3 ingrediente puteți prepara și voi această fină și delicioasă cremă. Și vă asigur că are un gust nemaipomenit și este perfectă la îndemâna oricui. Și am întins toate foile, câte una pe rând, le-am umplut cu cremă, le-am nivelat foarte bine, după care le-am strâns ușor și cu atenție, formând rulata. Exact așa cum vedeți că am procedat eu în video. Foile de clătite sunt atât de elastice și sunt foarte ușor de rulat. În final am pus rulada într-o hârtie de copt, am strâns-o foarte bine la capete și am pus-o la congelator timp de o oră pentru a se întări foarte bine. Apoi am scos-o din hârtia de copt, am porționat-o și este gata de servit. Uitați ce textură are în interior și nu vă pot descrie cât este de delicioasă. Vă rog să distribuiți această delicioasă rețetă și pe pagina dumneavoastră. Poftă bună!